toată lumea să continuăm petrecerea. Pică un ochi frumosă. Hai să vedem fetele talentatele la programul ăsta rimar. Cebelea, vedete pe Instagram, la peșica ta. Se rătu cu patima, e talentul ei. Și n-o las vreodată nici pe 1000 de femei. Ce se fa mare marca de prin cartier. Amândoi am combinat sare și priver. Nu ești mai romantică, eu sunt amețit. Dar tot ce contează e că n-ați găsit iubire. Dacă trebuie, am să te fur, am să te fur. Și o să pleci cu mine, direct pe coasta de azur.
seama și dau seama ce gândești. Zici tu cu mintea ta, inima ta, inima ta zice da. Te văd cum mă privești și dau seama și dau seama ce gândești. Zici tu cu mintea ta, inima ta, inima ta zice da. Știu că noaptea, știu că noaptea mă visez și te bucur, și te bucur când mă vezi. Știi prea bine, știi prea bine că te minți, ochii te spun orice simți. Știu că noaptea, știu că noaptea mă visez și te bucur, și te bucur când mă vezi. Știi prea bine, știi prea bine că te minți. Și avem cel mai, fetelor, cel mai talentat percuționist în viață, colegul nostru, Erden. Vreau și de la el o porție de tobe. Erden, te rog frumos, rupele. Hai, tată. Ale Istanbul. Se pregătește saxofonul. Are Jimmy! Hey, 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 hey.
Dar nu este viață ușoară să stai departe de țară. Numai prin lume plecat și rar să calci pe uscat. Te bucuri că vreme-i bună, dar de tine vreo furtună. Nu știi dacă ai noroc, că e viața ta în joc. Ești navigator? Am înțeles. Cum te cheamă? Din partea lui boxiorul, navigatorul, pentru toată familia lui și pentru tot ce înseamnă navigator Papărean. Să fii sănătos, ai grijă de tine, da? Ia fii atent ce spune strofa asta. Papărean și te iubește, suferă și pătimește, te are timp prea puțin ca să-l iubească divin. E dragostea mai dulce, ia vaporul și se duce. Leacă iară lumii la vin și-l mai vede nu știu cât. Nu da, Doamne, nimănui viața vaporeanului, că el stă plecat pe ape, de ce drăjduie aproape. Nu da, Doamne, nimănui viața vaporeanului, că el stă plecat. Să fiți sănătoși, navigatorii, aveți grijă cu valurile. Și pentru că timpul nostru este foarte limitat astă seară, noi am vrea să vă gândăm vreo dimineață, așa suntem obișnuiți. Vreau să gustați un pic și dintr-o altă parte artistică a mea, pentru că am cochetat cu instrumentul și poate mulți dintre voi m-ați cunoscut cântând cu acordeonul. Cred că știți despre ce e vorba. Vreau să vă închid cu instrumentul lui Alexandru, colegul meu, viitorul meu fin. Finule, nu-i problemă. Și vă aștept mai aproape de mine. Haideți, curaj, curaj. Am și o nevoie de voi la programul ăsta. Am nevoie de câțiva linguriși, câteva telefoane.